Potrivit datelor primite de la Silaghi Robert, președintele executiv al ODMR Sălaj, pe lângă Sereș Dăine și Veghe Alexandru anunțați ca și candidați în urmă cu o lună, zilele trecute Uniunea și-a desemnat candidat și în celelalte colegii. Astfel, pentru Camera Deputaților, în colegiul numărul 1 și Noul Silvanie, va candida Poploioș Levente, în colegiul numărul 3 Jibou, fostul viceprimar al orașului de pe Someș, Sarcozi Paul, iar în colegiul numărul 4 Zalău, Cova Cirina, directoarea colegiului reformat Veșeleni. În colegiul senatorial numărul 2 Jibou, Zalău, biroul permanent județean al ODMR, l-a desemnat ca și candidat pe Ciocă Tiberiu, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj. UDMR nu numai că și-a desemnat candidați în toate colegiile din Sălaj, dar a acoperit și toate colegiile din țară. Acesta este și motivul pentru care 30 de primari, consilieri locali, consilieri județeni sau simpli membri ai UDMR au fost nominalizați pentru a candida în județele Iași, Vâlcea, Botoșani, Brăila, Neamț, Olt, Prahova și Constanța. Fiecare om contează, deoarece la redistribuire contează fiecare vot. De aceea este important ca în fiecare colegiu să avem candidat, chiar dacă știm că nu au cum să ia mai mult de 20-30 de voturi, explică Silaghi, demersul UDMR de a numi candidați chiar și în județele unde Uniunea nu are organizații locale.